Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre Mani, precursorul maniheismului, călătoria sa într-o altă lume și lupta dintre bine și rău. În secolul al III-lea, Mani a stârnit interesul a milioane de oameni, povestind despre lupta a două forțe ostile pentru puterea asupra lumii, lumina și întunericul. Toată învățătura sa s-a concentrat în maniheism, o religie fondată de persan în ultima parte a secolului al III-lea. Era concepută să fie o adevărată sinteză a tuturor sistemelor religioase cunoscute, adică dualism zoroastrian, folclor babilonian, etică budistă, precum și unele mici și neimportante adăugări de elemente creștine. Odată ce teoria celor două principii eterne, binele și răul, este predominantă în această fuziune de idei și dă culoare întregului, maniheismul este clasificat ca o formă de dualism religios. S-a răspândit cu o rapiditate extraordinară, atât spre est cât și spre vest, și și-a menținut o existență sporadică și intermitentă în vest, Africa, Spania, Franța, nordul Italiei și Balcani, pentru 1000 de ani, dar a înflorit îndeosebi în locul nașterii sale, respectiv Mesopotamia, Babilonia și Turkistan, și ceva mai spre est, în nordul Italiei, vestul Chinei și Tibet, unde prin anul 1000 după Hristos, masele largi practicau preceptele ei și unde s-a stins la o dată incertă. Potrivit învățăturilor lui Mani, concentrate în doctrina ce îi poartă numele de maniheism, lumea spirituală a omului este arena acestei bătălii cosmice și numai prin asceză și săvârșirea faptelor bune, cineva poate scăpa de influența dăunătoare a întunericului. Mani a devenit fondatorul acestui cult religios care s-a răspândit, cum spuneam, din Europa până în India. Un cult care a sintetizat elemente ale creștinismului, zoroastrismului și budismului. Această religie a durat până în secolul al X-lea și a influențat învățăturile sectelor eretice ale bohumilor și catarilor. Marele părinte al bisericii, Sfântul Augustin, era îndrăgostit de învățăturile lui Mani în tinerețe. Mani este un titlu și un termen de respect mai degrabă decât un nume personal. Sensul său exact nu este foarte cert, interpretările din greaca veche fiind skeus și homilia, dar adevărata sa derivare este probabil din babilonianu-arameicul mână, care, printre mani de ani, era un termen pentru un duh al luminii, mână Raba fiind regele luminii. Ca atare, ar fi putut însemna cel ilustru. Această titulatură și-a fost asumată chiar de către însuși fondator, înlocuindu-și complet prenumele său, a cărui formă precisă nu se mai cunoaște. Două forme latinizate totuși sunt semnalate, Cubricus și Ubricus, și pare probabil că aceste forme să fie o denaturare a numelui deloc neobișnuit șuraic. Dacă prenumele lui Mani este un subiect de incertitudine, nu există îndoieli legate de tatăl și familia lui. Mani s-a născut pe 14 aprilie 216 după Hristos, în nordul Babilonului, care pe atunci forma o parte a provinciei Asoristan, în Imperiul Part. Tatăl său, Pateg, ori Patig, se spune că se trage din Hamadan. Mama sa, Mariam, era din familia Kamsaragan, care pretindea domnia cu casa regală partă, Arsacid. Numele lui Mani, unul destul de comun, este arameic, nu iranian. Potrivit lui Ibn an-Nadim, Pateg a părăsit Hamadan pentru Al-Madain din Babilon. Într-o zi, într-un templu pe care îl frecventa des, a auzit o voce ce venea din sanctuar, cerându-i să renunțe la vin, carne și legăturile cu femeile. Supunându-se acestei chemări, el a părăsit Al-Madain pentru a se alătura unei secte cunoscute ca Mugtasila, cei care se scaldă. Mugtasila pare să fi fost gnostici botezători, probabil adepții ai lui El-Kasaios. Mani însuși se pare că a fost dus de tatăl său, fiind al patrulea copil, să trăiască printre ei. Aici, la vârsta de 12 ani, Mani se pare că ar fi primit prima revelație, Îngerul El-Taum, Dumnezeul Legământului, Tamiel din învățătura iudaică a rabinilor, i-a apărut cerându-i să-i părăsească pe Mandeani,
să trăiască în castitate, dar să mai aștepte vreo 12 ani înainte de a se proclama în fața oamenilor. Nu este improbabil ca băiatul să fi fost pregătit pentru meseria de pictor, așa cum deseori se pomenește în sursele orientale cele târzii. Babilonul încă era un centru al preoțimii păgâne. Aici, Mani se lasă influențat de speculațiile lor străvechi. La 20 martie 242 după Hristos, Mani și-a proclamat întâia oară Evanghelia la reședința regală Gunde Sapor, în ziua încoronării lui Sapor I, când o mulțime masivă se adunase la oaltă de peste tot. Așa cum Buddha a venit cândva în India, Zoroastru în Persia, iar Isus pe tărâmurile din Apus, așa a venit în zilele noastre această profeție către mine, Mani, în ținutul Babiloniei. Așa suna proclamația acestui apostol al adevăratului Dumnezeu. Se pare că a avut un succes restrâns și i s-a pus în vedere să părăsească țara. Pentru mulți ani a călătorit fondând comunități maniheiste în Turkistan și India. Când în cele din urmă s-a întors în Persia, a reușit să-l convertească la doctrina sa pe Peroz, fratele lui Sapor I, și i-a dedicat acestuia una dintre cele mai importante lucrări ale sale, Shapurikan. Peroz i-a obținut lui Mani o audiență la rege și Mani și-a rostit mesajul profetic în prezență regală. Curând îl găsim pe Mani iarăși ca fugar de pe plaiurile natale. În Bet Garmia, învățătura sa a început să prindă rădăcini. În timpul călătoriilor, Mani și-a răspândit și întărit doctrina prin epistole ori scrisori enciclice, dintre care patru ne sunt cunoscute ca titlu. Se spune că ulterior Mani a căzut în mâinile lui Sapor I. A fost trimis în temniță, apoi eliberat abia după moartea regelui, în 274. Pare cert că succesorul lui Sapor, Ormuz I, i-a fost favorabil noului profet. Poate chiar el l-a eliberat din temniță, doar dacă nu cumva Mani deja scăpase prin mituirea unui străjer și fugind peste granița romană. Favorul lui Ormuz însă a durat puțin odată ce el a ocupat tronul Persiei numai un an, iar Bahram I, succesorul său, curând după ascensiune, a pus ca Mani să fie crucificat, corpul să fie jupuit, pielea târnată de poarta orașului, ca spectacol terifiant pentru adepții lui, pe care i-a persecutat cu încrâncenare neostoită. Data morții sale este pe la 276-277 după Hristos. Conform propriilor sale însemnări, păstrate de Ibn al-Nadim și al-Biruni, Mani a primit când era încă copil o revelație de la un duh pe care l-a numit Geamănul, care l-a învățat adevărurile profunde ale religiei sale. Asta se întâmpla probabil prin 228, la începutul domniei persanului Ardashir, care i-a înlăturat pe parți. În ultimii ani ai domniei lui Ardashir, adică după vreo 12 ani, Geamănul i-a apărut iar lui Mani și a cerut să predice omenirii adevărul pe care l-a învățat. Mai întâi Mani le-a povestit acestea tatălui și bătrânilor familiei, apoi a pornit pe mare într-o călătorie de misionariat către India, adică spre Turan și Makran, modernele Balucistan și Sind. Aici a avut succes în convertirea regelui din Turan și a unui anumit număr din supușii săi. Probabil în 242, anul ascensiunii fiului lui Ardashir, Sapor I, Mani s-a întors pe mare la Pars, străbătând regiunea pe jos, ținând predici, primite însă cu ostilitate. Din Pars a atins apoi Mesene, micul regat de la gurile Tigrului, iar apoi s-a întors acasă în Babilon. A călătorit prin Babilon predicând, a revenit în Pars, apoi în Media, întâmpinând destulă opoziție. Dar la un moment dat a reușit să convertească la credința sa pe Peroz, fratele lui Sapor, care, potrivit lui Ibn al-Nadim, i-a înlesnit o audiență la rege. Conform maniheistei Kefalaya, Sapor I l-a convocat pe Mani de trei ori din Ctesifon, iar a treia oară l-a acceptat ca membru al curții sale și i-a îngăduit să-și propovăduiască religia fără opreliști prin toate ținuturile. Potrivit lui Alexandru din Licopolis, Mani, ca membru al curții lui Sapor, l-a însoțit pe rege într-una din campaniile sale romane, fie împotriva lui Gordian al III-lea, ori a lui Valerian,
Conform Kefalaya, Mani a petrecut mulți ani în prezența lui Shapur și mulți ani predicând cu rezultate rodnice în Persia și regiunea Partă, până la Adiabene și la ținuturile vecine frontierei cu Roma. Se pare că, la fel ca predicarea, profetul practica și medicina și lecuia bolnavi. Cu ceva timp înainte de anul 262, el a mai convertit un frate de-al lui Shapur, numit Mirshah, rege în Mesena. Între 244 și 261, pe vremea când Mani se afla în Veh Ardashir, o parte din Al-Madain, el a trimis o misiune în Egipt condusă de Ada și Pateg, care anterior fuseseră și la Roma. Probabil că acest Pateg era chiar tatălui Mani. Această misiune, care a avut un succes considerabil, a ajuns până în Alexandria. Altă misiune trimisă de profet în Hulvan, pe drumul de la Babilon către Hamadan, a fost condusă de Amo, care a fost însoțit de un prinț arsacid. Amo a pătruns departe spre nord-estul imperiului, spre Partia și Marv și chiar dincolo de ele. Acolo a fondat comunități și a convertit pe conducătorul din Varuh, modernul Garg. A treia misiune, condusă de Ada și Abzaxia, în 261-262, a convertit creștinii din Karkuk. Fără îndoială au mai fost multe alte misiuni despre care nu s-au păstrat informații. În vremea morții lui Shapur, probabil prin 273 după Hristos, maniheismul pare să fi fost bine stabilit în tărâmurile sale, chiar dacă religia de stat continua să fie zoroastrianismul. Mani s-a retras în Babilonia pe timpul scurtei domnii de numai un an a fiului lui Shapur Hormiz. Dar la un timp după succesiunea la tron a fratelui lui Hormiz, Vahram, Mani a călătorit în jos către Tigru, vizitându-și comunitățile și atingând Hormiz Ardashir, Avaz, gândită a fi o așezare a provinciilor nord-estului imperiului. Acest lucru i-a fost interzis și s-a întors la Mesena, de unde a călătorit spre Tigru, către Ctesifon. De acolo el a vizitat Colasar, unde i s-a alăturat regele vasal Bat, un alt convertit de sânge regal. Atunci i-a parvenit porunca de a se prezenta la curtea lui Vahram, de la Bet-Lapat, Gundeshapur. Aici s-a confruntat cu ostilitatea preoților zoroastrieni, iar după o audiență neplăcută la rege, a fost întemnițat în lanțuri grele. A murit după 26 de zile de captivitate, probabil în 277 după Hristos. După moartea lui Mani, conducerea bisericii sale a fost disputată de doi dintre adepții săi, Sisinios și Gabriabos. Cel dintâi a avut succes, conducând comunitatea până la martiriul său din 191-192. Cel dintâi a avut succes, conducând comunitatea până la martiriul său din 291-292. Succesorul lui, Inaios, se pare că a câștigat toleranță pentru maniheiști, care a durat până la noile persecuții din timpul domniei lui Hormiz al II-lea. Se cunoaște puțin despre biserică din restul perioadei dinastiei Sasanian, exceptând faptul că a îndurat multe persecuții sângeroase din partea zoroastrienilor și că puterea ei s-a concentrat treptat dincolo de Oxus, după granița de nord-est a Iranului. Către sfârșitul secolului al VI-lea, comunitatea transoxiană și-a declarat independența sub Shad Hormiz, un lider babilonian. Sub numele de Denavari, și-au menținut autonomia până la începutul secolului al VIII-lea, când această schismă administrativă a dispărut, domnia conducătorului babilonian Mir fiind acceptată în Asia Centrală. Deși comunitatea maniheistă de dincolo de Oxus a fost înprospătată de refugiați, persani și parți din interiorul granițelor Iranului, majoritatea membrilor ei erau sogdiani, un popor din estul Iranului care locuia în acele regiuni. Cucerirea Persiei de către arabi în secolul al VII-lea a dat o mică păsuire maniheiștilor persecutați de acolo, iar unii chiar s-au întors acasă de dincolo de Oxus. Sub domnia abasidă, unele persecuții au început din nou. Cu toate acestea, biserica s-a menținut în Bagdad până în secolul al X-lea, când scaunul conducerii a fost strămutat la Samarcand. După acest secol, maniheiștii au dispărut din însemnările iraniene.
Începând de prin 692, când, după o perioadă problematică, chinezii au redeschis drumul mătăsii prin Asia Centrală, maniheismul a penetrat spre zonele răsăritene prin coloniile comerciale sogdiene, dezvoltându-se de-a lungul rutelor caravanelor dintre orașul sogdian Samarcand și China. Un misionar maniheist a ajuns la curtea chineză în 694, iar în 732, un edict imperial a îngăduit rezidenților străini din China să își practice religia aici. În secolul al VIII-lea, o zonă vastă din Asia Centrală a fost cucerită de turcii uiguri și în 762 unul dintre conducătorii lor a adoptat maniheismul, care a devenit religia statală acestui uriaș regat până la cucerirea sa de către kirghizi în 840. Maniheismul probabil a supraviețuit în Turkistanul de Est până la invazia mongolă din secolul al XIII-lea, menținându-se cel mai puternic în și pe lângă Oko, contemporanul Turfan, care rămăsese un minuscul principat uigur. În China, religia a fost proscrisă în 863, însă, deși persecutată, a supraviețuit acolo până în secolul al XIV-lea. Credința maniheică a înflorit în Europa de 1000 de ani și se spune că încă mai există în Asia. Pentru ufologie, această învățătură a lui Mani este o dovadă a paleocontactelor. La fel ca Enoch, Mani și-a primit cunoștințele de la îngeri. Din codul Mani Cologn, o carte datând din secolul al V-lea după Hristos, putem afla că și în copilărie a fost vizitat de îngeri. Era de negăsit timp de o zi sau două, după care reapărea. Aparent, cu tânărul Mani se întâmplau lucruri ciudate. Toate acestea amintesc de ceea ce se întâmplă astăzi cu oamenii care au fost răpiți de OZN-uri. Odată i-a apărut o creatură misterioasă când avea 12 ani. Mai târziu, Mani a început să-l numească Dublu sau Geamănul. Acesta i-a dezvăluit un mare secret despre rolul răului în istoria omenirii. A aflat despre interferența forțelor întunericului în crearea spațiului. A mai aflat că, în marea bătălie dintre bine și rău, forțele răului câștigaseră o victorie aparentă. Când tânărul avea 24 de ani, profesorul său ceresc, sau geamănul, l-a inițiat pe Mani în cunoașterea secretă, spunându-i despre lucruri nevăzute. Până când am crescut, am aflat de la el despre părinții luminii și tot ce se întâmplă pe nave. El a deschis înaintea mea pântecele coloanei, unde sunt ascunse forțe inimaginabile cu care părinții călătoresc în sus, scria Mani în memoriile sale. Istoricii religiei susțin însă că navele și stâlpul însemnau soarele și luna. Dar cine poate călători cu soarele prin spațiu? Aceste interpretări par exagerate. Maniheii erau conștienți de structura heliocentrică a lumii. Cartea lui Mani vorbește despre planetele care sunt atașate cercurilor sferei cerești și sunt ținute de ele datorită rotației lor rapide. Mai multe revelații sunt incluse în Mani Codex. Una dintre ele spune: acest înger mi-a luat mâna în a lui și m-a dus departe de lumea pe care o cunoșteam, într-un alt loc care era imens. În spatele meu am auzit un zgomot puternic. Am simțit greutate în piept, tot corpul îmi tremura. Coloana mi tremura din cauza vitezei zborului. Articulațiile picioarelor îmi erau aproape dislocate. În urmă cu 2000 de ani, când au apărut aceste înregistrări, oamenii nu erau conștienți de efectul cauzat de accelerație. Dar ceea ce a trăit Mani poate fi comparat cu descrierea senzațiilor astronautului american Joseph Allen în timpul lansării navetei, iată. Când pornesc motoarele principale, echipajul navei simte un foc puternic undeva adânc. Astronauții simt cu tot corpul cum decolează, un vuiet dureros, un flux de energie care explodează sub ei și o accelerație uriașă. Când nava decolează, forța de accelerație împinge echipajul în scaune. Naveta este supusă unor vibrații extraordinare și, deși fiecare membru al echipajului poartă o cască de protecție, zgomotul inimaginabil din carlingă este simțit perfect. Credința cheie în maniheism
este că nu există o putere bună atotputernică. Această afirmație abordează o parte teoretică a problemei răului prin negarea perfecțiunii infinite a lui Dumnezeu și postulând cele două puteri egale și opuse menționate anterior. Persoana umană este văzută ca un câmp de luptă pentru aceste puteri. Partea bună este sufletul, care este compus din lumină, iar partea rea este trupul, format din pământ întunecat. Sufletul definește persoana și este incoruptibil dacă există o abstinență completă, dar se află sub dominația unei puteri străine. Se spune că oamenii pot fi salvați de această putere, materia, dacă ajung să cunoască cine sunt și să se identifice cu sufletul lor. Convertirea la maniheism a fost descrisă atât ca o trezire cât și ca o iluminare, iar în moarte spiritul convertit ar scăpa de întunericul trupului. O bună descriere a dualismului cosmologic, mitic al maniheismului, este păstrată în două scripturi recuperate, din care poate fi adunată o natură detaliată a istoriei creației maniheiste. Textele învață că Dumnezeul Luminii a trimis un om originar pentru a lupta cu puterile de atac ale Întunericului, inclusiv demonul lăcomiei. Omul originar a fost înarmat cu 5 scuturi diferite de lumină, pe care le-a pierdut în fața forțelor Întunericului în bătălia care a urmat. Apoi a fost emisă o chemare din lumea Luminii către omul originar. Chemarea este astfel o zeitate maniheică, iar un răspuns, răspunsul fiind o altă zeitate maniheică, a venit de la omul originar în lumea Luminii. Mitul a continuat cu multe detalii despre modul în care lumina a fost captată în lumea materiei și, în cele din urmă, oamenii originari eliberați prin capcana unor mari demoni și făcându-i excitați sexuali de 12 fecioare ale Luminii și expulzând împotriva voinței lor lumina din interiorul trupurilor lor. Lumina totuși a fost din nou prinsă în lumea Întunericului și a materiei și mitul continuă, ajungând în cele din urmă la crearea ființelor vii în lumea materială, Adam și Eva, și Isus apărând la pomul cunoașterii binelui și a răului din grădina Edenului. A doua caracteristică importantă a maniheismului a fost sincretismul său religios. Mani a făcut toate eforturile pentru a include toate tradițiile religioase cunoscute în credința sa și a pretins că este ultimul profet pentru toate religiile. Mai mult, Mani a declarat că este paracletul și apostolul lui Iisus Hristos pentru a face apel la sentimentele creștine. Cu toate acestea, învățăturile sale nu s-au limitat la ideile creștine. Călătoriile lui Mani l-au expus și la puternice influențe budiste. În urma vizitei sale în Imperiul Kushan, diverse idei budiste par să fi pătruns în maniheism. Deși dualismul cosmic al maniheismului nu este acceptabil pentru credincioși în existența unui singur Dumnezeu suprem al bunătății, el oferă o bună explicație a motivului pentru care răul în lume este substanțial și virulent. Acesta a fost, de fapt, unul dintre motivele pentru care tânărul Augustin a devenit maniheu în timp ce se lupta cu răul și păcatul în sine și în societate. În timp ce creștinismul respinge dualismul maniheic, explicația creștină clasică a răului ca neființă sau privare de bine, care a fost formulată în mare parte sub influența scrierilor antimaniheiste ale lui Augustin, după ce acesta a devenit creștin, nu poate explica realitatea virulentă a răului. Viziunea maniheică a răului ca putere demonică reală și primordială ne amintește de slăbiciunea acestei poziții creștine. Prin urmare, explorarea unei poziții non-dualiste din punct de vedere cosmic, care poate găzdui încă o viziune asupra răului ca substanțială, rămâne o sarcină importantă pentru teologie. Dragii mei, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine, pe curând!